Joacă de rup podelele și o fac cu drag și cu mare talent. Sunt membrii ansamblului Nedea din Novaci, tineri talentați care nu au putut sta departe de scenă și de sala de repetiții, nici când coronavirusul le-a dat drept temă distanțarea socială. Și dacă puteți să credeți, au jucat și în online, dar de scurt timp au învins frica și au pus măștile de protecție și chiar mănușile și au încins scena așa cum știu ei mai bine. Asta în incinta Casei de Cultură Dumitru Brezulescu din Novaci, locul în care tradiția se ține înăuntru, iar coronavirusul afară. Și cum să nu îți bați călcâiele pe podea când vezi atâta entuziasm într-un grup de tineri care în restul zilei sunt elevi, studenți, polițiști, educatori sau preșcolari. Șocul popular, ansamblul și cei care îi educă sunt însă oaza lor de relaxare, spațiul unde toți devin o mare familie, ce se numește simplu Nedea. De un an jumătate este foarte frumos, avem un grup foarte unit, ne înțelegem foarte bine și asta ne face să dorim să evoluăm. Îmi face plăcere și joc de jumătate de an. Suntem foarte uniți și ne place tuturor. Ne-a fost greu, dar am reușit să trecem și peste perioada online. Joc din clasa 5-a, dar în ansamblu sunt din clasa 7-a. Îmi place ce se face aici, dansăm într-una. Și suntem foarte, foarte uniți, adică este un ansamblu pentru mine de nota 10. Eu pot spune că sunt veterană, dansez de micuță, am mai făcut parte dintr-un ansamblu la sat, acum am venit la Novaci și sunt în ansamblu acesta cred că de 5-6 ani. Îmi place ceea ce fac, mă dedic din tot sufletul. De la mic la mare, membrii ansamblului au alături părinții care înțeleg pasiunea copiilor lor, îi susțin și îi încurajează. Cu drag și pentru această pasiune pentru folclor, pentru dansul popular românesc, încurajez fetița să meargă în continuare la orele de dans popular, având îndrumător pe domnul Dragoș Medrega și doamna director, doamna Elena Basarabă, care îi îndrumă și au răbdare cu dânsii, sunt foarte mici, sunt la început de drum și dragostea pentru folclor și pasiune îi face să facă cât mai multă mișcare, care este foarte importantă în ziua de astăzi. Dar cum educația se face nu doar în familie, la Nedea aceasta se desăvârșește de către instructori valoroși, așa că, fără niciun dubiu, membrii ansamblului Nedea au parte de o instruire de calitate, la baza căreia stă mult profesionalism, dar și iubirea pentru frumos și pentru păstrarea tradițiilor din zonă. Sunt instructor la ansamblul Nedea din anul 2016. Înainte am fost o perioadă de 6 ani dansator în cadrul aceluiași ansamblu, după care am făcut pasul spre profesioniști, am mers la Doina Gorjului. Despre meseria pe care o profesez, pot să spun că este o meserie pe cât de dificilă, pe atât de frumoasă și plină de, cum să vă spun, de mulțumiri și de mândrie atunci când copiii sunt pe scenă și deopotrivă în momentele în care depășim pragul ăsta de instructor-elev și devenim prieteni și împărtășim povești de viață, încercăm să ajutăm copiii cu sfaturi de viață. Putem să spunem că suntem un grup foarte unit, după cum au spus și copiii mai devreme, pentru că am încercat să urmărim nu relația de instructor-elev, ci relația de la prieteni la prieteni. Adică, în primul rând, sunt prietenul lor, după care, într-adevăr, când urcăm pe scenă și când intrăm în sală, trebuie să păstrăm o anumită limită pentru că sunt instructorul lor. Dar, per total și în principal, prietenia e cuvântul care ne unește pe noi. Este dificil, într-adevăr, după cum ați observat și dumneavoastră, avem anumite suite de dansuri care mizează foarte mult pe chimia dintre cei doi dansatori, care au anumite prize la nivelul mâinilor. Când mâna e acoperită de mânușă, e un pic mai dificil de executat acea priză, dar e un compromis pe care suntem nevoiți să-l facem. Și dacă stăm să ne gândim sau dacă ar fi să întrebăm pe oricare dintre ei în momentul de față, nu cred că ar da importanță. Pur și simplu se bucură de moment, se bucură de faptul că am depășit perioada aceea în care a trebuit să lucrăm online, pentru că am lucrat într-adevăr online mai greu cum a fost, a trebuit să o facem și pe aceasta.
Iar în momentul ăsta ne suntem puțin tel într-adevăr strâmtorați de numărul maxim pe care nu putem să-l depășim. Lucrăm în mai multe ture, nu putem să strângem foarte mulți copii și atunci când organizăm un spectacol e un pic mai dificil decât era înainte de pandemie. Dar nu ne oprește toată treaba asta. Avem pasiune în noi și vorbesc la plural pentru că mă uit la ei și de multe ori inclusiv eu îmi iau puterea de la ei și sunt foarte montat așa pe ce urmează să facem, trăgându-mi de la ei, văzând entuziasmul în rândurile lor și ce pot să zic, e ceva de vis. Acest ansamblu folcloric se înscrie în rândul ansamblurilor hotărâte să păstreze tradiția. Chiar dacă este timp de pandemie, tradiția românească nu trebuie să dispară. Acesta este țelul nostru. Ansamblul Nedea acum numără 45 de copii din grupa mare și vreo 39 din grupa mică. Vă dați seama ce este foarte greu că lucrăm pe... Ce înseamnă grupa mică? Înseamnă 4 ani. Și din grupa mică cel mai mare este în clasa a doua. La cei mari este vorba de performanță. Avem studenți, polițiști, avem cu servicii, dar avem și, ați văzut, un copil în grupa mare de clasa a doua. Este vorba de performanță. Acești copii, într-adevăr, vor duce mai departe tradiția novăceană. Toată lumea are costume. Fetele au costumele de acasă. Un lucru grozav care mă unge la suflet. Părinții, avem susținerea lor, iar pe perioada pandemiei nu pot să vă spun decât că mulțumesc tuturor cu aparatură, cu tot ce s-a putut. S-au trimis filme, au lucrat în direct. Ați văzut la o repetiție că deja pasul copilului după pandemie, online, după învățământ online, deja avea o deformare oarecare. Dar treaba merge înainte și merge bine. Trebuie să facem ceva pentru că au mult elan, pentru că trebuie să crească optimiști, serioși, cu încredere în viață. Un copil care stă numai în casă și numai în fața calculatorului, nu știu unde va ajunge. Este o formă de mișcare. Dansul popular este mișcare, este sănătate și suntem încântați de ei. Sunt frumoși, deștepți și avem și sprijinul autorității foarte mult, foarte, foarte mult. Absolut tot, cu mănuși, cu termometre, cu absolut tot ce se poate ne pune la dispoziție primaria. Ansamblul Nedea este zestrea novocenilor, dar și un bun de mare preț al gorjenilor.